Bun găsit, stimați telespectatori! Bine ați venit la o altă emisiune din ciclu Cetățile Lumii, Cetatea Cerească. Cum am vorbit și în celelalte emisiuni, printre marile cetăți ale lumii sunt cetățile atonite din Sfântul Munte Athos, unde străjuiește Maica Domnului, Maica Domnului în grădina Sfântului Munte Athos. Maica Domnului Prodromitisa a Hieropitos, înainte mergătoare, nefăcută de mână, de la schitul românesc Prodromu. Această cetate imensă din perspectiva duhovnicească, deși restrânsă ca suprafață și ca loc geografic, este miezul, centrul ortodoxiei și al prezenței Duhului Sfânt în viețile noastre. Și ne-a chemat pe mulți acolo și ne-am bucurat mulți să ajungem în grădina Maicii Domnului și să primim har peste har, bucurie peste bucurie și certitudinea vieții veșnice către care suntem chemați. Și în această bucurie s-a aflat și părintele nostru Arsenie Boca, Sfântul Ardealului, când a fost trimis acolo de mitropolitul Nicolae Balan ca să aducă harul, să aducă știința, să aducă acea nespusă și nerostită stare duhovnicească a relației dintre omul credincios și cerurile deschise. Și în această minunată stare ne aflăm și noi astăzi. Acum, pentru că unde rău crește, și harul sporește, harul lui Dumnezeu. Și vedem cum în Sfântul Munte Athos au fost, sunt și vor fi multe bucurii la care și părintele nostru Arsenie, vedem aici o carte, catismele ale părintelui Arsenie Boca pe muntele Athos, scrisă de părintele Streza Nicolae Zian, o carte foarte bine documentată, unde părintele scriitor Streza Nicolae Zian vorbește de minunile petrecute în Sfântul Munte Athos, care au fost găsite în cele spuse chiar de părintele Arsenie sau în cele spuse de alți apropiați ai părintelui, care au fost și sunt mai puțin cunoscute. Și spune părintele acesta în cartea aceasta despre dialogul pe care l-a avut cu părintele Arsenie Boca, despre lucrarea lui din Sfântul Munte Athos, unde a cioplit treptele care duceau la peștera Sfântului Atanasie. Și erau vreo 300 de trepte. Și aici un dialog cu unul din părinții care erau acolo
de la prodromul. Pune mâna ziane când rupe bolovanul laua piciorul. Tu, Domitie, ce faci? Te-o bătut soarele în cap? Ține cu forță! M-am trezit din reverie și mi-am opintit mușchii din toate puterile. Greu canon aveam. Canonul nu e greu dacă te ajută Maica Domnului Panaghia. Maica Domnului Panaghia. Doamna și stăpâna Muntelui Sfânt. Domitie începe să cânte acțiune. Stin, vrednică ești și un fel de Ave Maria. Și în această stare de lucru și de rugăciune s-a petrecut o minune pe care noi nu putem înțelege și nu putem percepe la nivelul nostru când bolovanii aceia uriași care trebuiau urcați pentru a fi ciopliți în anume locuri erau ușurați de rugăciune și de starea de jertfă și de bucurie a celor care lucrau în acele locuri. Și vedem aici, de asemenea, o copertă a unei cărți, unde este Filocalia, Sfintele Nevoințe ale Desăvârșirii. În conținutul căreia se petrec niște minuni deosebite. Și părintele Nichifor Todor, deși are 93 de ani, are o memorie fabuloasă și vorbește despre părintele Arsenie din Sfântul Munte Athos, care spune că nu a găsit niciun duhovnic pe măsura așteptărilor și s-a rugat mult Mântuitorului să-i scoată în cale un duhovnic. Această mărturie acestui părinte a fost făcută direct de părintele Arsenie Boca și spune și s-a rugat Maicii Domnului Purura Fecioara Maria Panaghia, care este stăpâna și ocrotitoarea Muntelui Athos. După multe rugăciuni la Maica Domnului și cântări printre arbuști, ierburi de munte specifice, lucrând la făcutul unor cărări în piatră de care am vorbit, părintele Arsenie a avut o revelație. Maica Domnului a venit și l-a luat pe sus și l-a dus pe vârful Athosului la peste 2000 de metri, 2033 de metri sunt acolo. Acolo l-a dat în ascultarea unui bătrân care l-a învățat adevărata viață creștinească și călugăria adevărată. Așa a stat pe vârful tornului multe zile, fără mâncare și fără apă. După ce a coborât, părintele Arsenie era alt om, era un sfânt și un profet care vorbea cu Ioan Botezătorul și cu Ilie. Părintele Nichifor Todor poartă în suflet o adâncă convingere despre minunea trăită de părintele Arsenie pe vârful Athosului. L-am întrebat cine era acel sfânt și a răspuns prompt, Sfântul Serafim de Sarov, un mare sfânt al rușilor. Deci, această minune scrisă în această carte s-a petrecut în Sfântul Munte Athos, unde Panaghia, preasfânta, are grijă de cei care sunt aproape și care sunt duși acolo de Harul lui Dumnezeu ca să ajute lumea în această stare tot mai apăsătoare pe care o trăim, dar pe care trebuie să o și sublimăm, să o transformăm din greutate, din nedreptate, din neadevăruri care se
propagă în lume ca fiind realitatea care trebuie urmată și care nu sunt din harul lui Dumnezeu. Sunt din ispitele celor vicleni despre care părintele nostru Arsenie în această carte pe care v-am mai arătat-o, anume Scrieri inedite, la pagina 67 vorbește despre demonizații din Gadara. Gadara, știți că era un loc și este și acum în Țara Sfântă, unde au fost doi demonizați care au fost vindecați de Domnul nostru Iisus Hristos. Erau o teroare pentru cei din localitatea respectivă și din prejurim, pentru că diavolii din ei aveau o putere de distrugere și de răutate de neînchipuit. Și atunci Domnul nostru Iisus Hristos s-a dus acolo să arate puterea creștinilor, puterea lui Hristos de a elibera din puterea necuraților pe oameni. Și tot astfel vedem din dialogul pe care l-a avut Mântuitorul cu cei care erau acolo, când a ajuns acolo, diavolii din oameni au zis: ce ai cu noi, Iisus, ai venit mai devreme? Cine sunteți voi? Suntem o legiune. O legiune în termenii armatelor romane din vremea aceea număra sute, poate mii de soldați, deci aceștia erau în acești oameni de la Gadara. Și le-a spus: îngăduie-ne să intrăm în porci. Mântuitorul le-a îngăduit să intre în porci, porcii s-au sinucis. Cine a pomenit vreodată ca animalele să se sinucidă? Dar aceasta este o învățătură pentru noi când vedem în jurul nostru astăzi câte sinucideri sunt. Și la tineri, și la oameni mai în vârstă, și sinuciderea asistată, toate acestea duc pe sinucigași drept în fundul iadului, despre care spune că nu există. Dar iată ce spune părintele nostru Arsenie Boca despre demonizații din Gadara, în această carte Scrieri inedite, la pagina 67. Pentru ca să înțelegem mai bine cuvintele cu care l-au întâmpinat pe Iisus demonizații din Gadara: ce este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne muncești? Un scurt context dogmatic ne este de ajutor, scrie părintele Arsenie. 1. Îngerii căzuți spiritual în cer au căzut și cosmic ca fulgerul aici pe pământ înainte de creația omului. Deci au căzut în cer când au vrut să-și pună tronul Lucifer mai sus decât al Domnului Creator, au căzut în cer și au căzut și aici pe pământ. 2. Ei îl cunosc pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, deci îl cunosc. 3. Ei știu că îi așteaptă o judecată, și pe noi ne așteaptă o judecată, și știu că aceasta va fi la sfârșitul lumii sau mai clar al istoriei. Sfârșitul lumii va fi și sfârșitul istoriei. Se apropie, simțim lucrurile acestea.
dar izgonirea lor din oameni, cum e cazul aici, lor li se pare înainte de vreme. Diavolism, spune Părintele Arsenie. Și mai departe, aceasta este, și aici citează din Sfânta Scriptură, taina cea din veci ascunsă și de îngeri neștiută, din Efeseni, din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, economia mântuirii oamenilor de sub tirania diavolului și a îngerilor lui este rostul întrupării aici a Fiului lui Dumnezeu. Deci, rânduiala, grija pe care Dumnezeu ne-o arată ca să știm ce se întâmplă și să știm ce ne așteaptă. Că prezența lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îi chinuiește pe ei, pe diavol, sau puși în prezența lui Dumnezeu, ei se simt judecați și chinuiți, spune Părintele nostru Arsenie. Și mai departe spune despre demonizați. Duhuri fiind sunt nevăzuți cu ochii trupești, de unde întrebarea dacă sunt sau nu sunt. Deci nu-i vedem decât atunci când îngăduie Dumnezeu. Dacă nu, cumva ei sunt o stare patologică a omului și nu o realitate ontologică independentă de om. Materia noastră vie, organismul viu pentru firea lor subțire, nu formează nicio piedică. O străbat, o pot locui simultan cu sufletul și cu conștiința care îi simte și care ne dă de știre. Vedem aici termeni medicali pe care îi folosește Părintele nostru Arsenie, pentru că el a făcut și studii de medicină și de anatomie trimis de Părintele, de Mitropolitul Nicolae Bălan, să aibă o cultură mai vastă, mai amplă. A făcut și arte plastice ca să picteze, după cum o să vedem în alte emisiuni. Uneori pot substitui, înlocui sau pot bloca funcția logică și rațională a omului. Pot denatura natura omenească. De ce au această îngăduire de la Dumnezeu? Întrebarea pusă de Domnul nostru, de Părintele nostru Arsenie Boca. De ce le îngăduie Dumnezeu aceste lucruri? Și dă răspunsul. Demonizații din Gadara nu sunt numai un simplu fapt istoric. Demonizarea mai are și alte aspecte și alte nivele, biologic, psihologic și social. După faptul de a fi și a lucra al diavolului, acest înger a descoperit trufia și răzvrătirea, are și diferite denumiri. Dintre toate numirile notăm doar câteva. Lucifer, diavol, Satana și drac. Lucifer e căpetenia cetei a doua îngerești, după cele nouă cete areopagitice. Areopagitul a fost un sfânt care a pus în scris cetele cerești așa cum i s-au arătat lui. El a gândit răzvrătirea, Lucifer. Ca potrivnic e numit Satana. Ca rău și chinuitor de oameni e numit diavol. Ca slugă grabnică la toate relele e drac, înger căzut, supus căpeteniei sale răzvrătite. E dușman al lui Dumnezeu și al omului. A crezut el că va putea răsturna pe stăpânul lumii din scaunul slavei sale și să fie el stăpân. Un nebun care crede nebunia lui. Și aici spune Părintele Arsenie un lucru foarte important pe care trebuie să-l reținem și noi.
dar vrea să învețe și pe oameni această nebunie, să-i lege la carul nebuniei lui. El vrea să ne lege și pe noi. Cum vrea să ne lege? Vedem ce se întâmplă acum în multe locuri, în lume, dar și în România. Iată numai ce se întâmplă în unele țări unde Bafomet este pus la loc de cinste în anume părți și unde are un loc pe care Dumnezeu îl îngăduie, dar îl vedem că este prezent unde și aici, iată-l aici, în Statele Unite, o grupare satanică a ridicat o statuie imensă a demonului Baphomet în fața Capitolului din statul Arkansas. Vedem aici o realitate din Statele Unite unde i s-a ridicat o statuie. Dar de acolo a venit unde? Și la noi în România. Cum așa? Priviți. Lucifer în România. Parc de distracții pentru copii în București, străjuit de statuia diavolului în triplu exemplar. Îl vedem aici, în parcul de distracții din București, din parcul Tei, și iată-l aici, mai apropiat, în București, în parcul de distracții pentru copii. Ce putem face noi? Nu putem să oprim această demonizare mondială. Nu. Dar putem noi să o folosim și să înțelegem că Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat pilda cu demonizații din Gadara ca să știm din Sfânta Scriptură că ei există, au putere să intre în animale, au putere să intre și în oameni și sunt și astăzi mulți oameni demonizați, dar noi să nu avem o atitudine de repulsie și de ură, ci să avem atitudinea de iubire. Iubirea este cea care îi dă la o parte, care îi copleșește și îi arde. Că Mântuitorul ne-a spus nouă poruncă, vouă vă dau vouă, porunca veche a Vechiului Testament, spunea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, iar eu vă spun, deci dă unu o palmă, întorci și obrazul celălalt. Aceasta este soluția. Și vă citesc încă o dată, să punem aici această frumoasă ilustrație din Sfântul Munte Athos, cu oamenii care urcă cu crucile lor sus pe Aton, unde a fost și Părintele Arsenie, și spunem așa, iubirea vrăjmașului. Ochii gândului deschidem, Doamne, ca să pricep tainele tale, ca să pricep tainele tale, ce se desfac din muguri în petale, de aripi îngerești florale, unduite în plutiri spirale dinspre lumile astrale. Deschidem fereastra cugetului larg, ca să mă avânt pe-al curcubeului catarg, împodobit cu pânza giurgiului tău sfânt, ce te-a înfășurat sub piatra de mormânt. Acolo, între cele trei iubiri,
de Dumnezeu, de aproapele și de vrăjmași. Tainic să lășluiesc acele fericiri spre care ne-ai chemat să fim părtași. Vrăjmașul îmi va aduce fericirea când îmi va simți iubirea de care niciodată n-a știut, după o viață în care toate l-au durut. Și atunci iubirea se înmulțește, crește, iar vrajba în lacrimi line se topește. Astfel și în inima lui va înflori un cânt. Acum ai primit sămânța ta de sfânt. Deci, vrajba pe care viclenii o răspândesc în lume, între oameni, între state, între guverne, între partide politice, între armate în toată lumea, între munții de bombe și de avioane și de armate și de divizii, vrajba aceasta o să ducă negreșit la sfârșitul veacurilor, la sfârșitul istoriei, la sfârșitul lumii acesteia. Iar noi trebuie să fim pregătiți să ajungem la sfârșitul vieții noastre de pe pământ, când ne vom naște în veșnicie, când sufletul nostru se va duce în veșnicia cerului, a raiului sau în veșnicia infernului, a focului nestins din adâncurile pământului acestuia. Și atunci să avem grijă, pentru că apar asemenea fotografii unde spune God is dead, Dumnezeu este mort. Au transformat o biserică în magazin, în cârciumă, și aici o altă minciună venită din partea răului. In the beginning, man created God. La început, omul l-a creat pe Dumnezeu. Nu așa cum spune Vechiul Testament. La început, Domnul Dumnezeu a creat tot ce se vede și omul la sfârșit. Deci, această secularizare. Secularizare înseamnă negarea lui Dumnezeu, înseamnă punerea în locul lui Dumnezeu a euului, a orgoliului, a mândriei și a minciunii care se răspândește acum în toată lumea sub forma noii ere, New Age, noua era mondială. Dar suntem aproape de Dumnezeu, Dumnezeu ne ajută și părintele nostru Arsenie Boca, prezent în sufletele noastre și în viața noastră, ne spune cum mersul vremii atârnă de mersul purtării. În această frumoasă revistă făgărășană, Apostolat, vedem într-un număr mai vechi un articol frumos care are titlul Mersul vremii atârnă de mersul purtării, spus de părintele nostru Arsenie Boca în cadrul acestei realități. Schimbări climatice evidente afectează întreaga lume.
Părintele Arsenie spune, mersul vremii atârnă de mersul purtării. Deci cum ne purtăm noi, așa primim și răspunsul la purtările noastre. Și spune Părintele Arsenie, mersul vremii atârnă de mersul purtării. Deci dacă ne vom înțelege cum trebuie asupra acestui lucru, veți vedea vremea umblând bine. Iar dacă nu veți schimba purtarea spre bine, mi-am răcit gura degeaba și ne-am uscat de secetă. Și continuă. Seceta e un necaz care ustură pământul, dar seacă și curajul omului. E un chip mai aspru prin care Dumnezeu cheamă pe oameni la îndreptare. La necaz cheamă-mă pe mine, zice Domnul, și îți voi ajuta ție. Și cum putem chema pe Dumnezeu? Îl putem chema și cu gura, și cu rugăciunea, dar cea mai ascultată chemare a lui Dumnezeu, să știți, este schimbarea purtării, sfințirea vieții. Deci, Părintele Arsenie ne cheamă să ne schimbăm viața, să ne schimbăm purtarea, să ne ducem la biserici, la sfintele slujbe, la sfintele taine, la taina mărturisirii păcatelor, la sfânta taină a împărtășaniei, ca astfel să ne naștem în veșnicia de sus, din raiuri. Și spune mai departe, să nu dați vina pe Dumnezeu că El ne usucă pământul de sub picioare și vlaga din oase, să nu îi faceți nedreptate aceasta. Toate necazurile noi ni le-am pricinuit. Mare cuvânt, mare cuvânt. Necazurile care sunt în lume, noi ni le-am pricinuit. Pentru că n-am mai dat ascultare cuvântului lui Dumnezeu, cuvintele care vin acum tot mai des și mai nociv, mai rău, prin toate canalele media, au o direcție către învrăjbire, către neascultare, către neînțelegere, către suferință. Și atunci, spune Părintele, ne rămâne doar să luăm aminte, iar schimbarea începe cu fiecare dintre noi, cu lepădarea de răul cel mic, de toate zilele, cu binele pe care îl putem face fiecare în locul unde trăim. Deci fiecare în locul în care trăim, să facem binele și să ne bucurăm de cele spuse de Părintele nostru Arsenie, de cetățile din Sfântul Munte Athos, care sunt cetăți și aici la noi, sunt cetățile mănăstirilor. Cetatea Făgărașului este și ea o cetate, dar cetatea mănăstirii Sfântul Brâncoveanu este și ea o cetate și toate cetățile mănăstirești din România și din lume sunt cetăți ale lui Dumnezeu, unde rugăciunile, slujbele și pelerinajele, vedem ce frumoase sunt pelerinajele și de la Iași și de la București și din alte părți, unde sfinții vin și ne ajută să mergem cu ei pe calea mântuirii, pe calea iubirii aproapelui, a vrăjmașului și a lui Dumnezeu, ca astfel, împreună, smeriți, bucuroși, îngăduitori, să nu cădem pradă ispitelor care sunt la tot pasul. Și să spunem tot timpul, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și iartă-ne și pe noi și ajută-ne să mergem pe calea pe care ne-ai deschis-o, pas cu pas, ceas de ceas, ca la poarta raiului să fim primiți de sfinții tăi, de îngerii tăi,
în împărăția ta veșnică. Amin.